Bine v-am găsit, dragii mei! Poate că a venit momentul nu doar să vorbim despre toleranță și bunătate, despre acceptare și iubire, ci să și punem în practică, să judecăm cu dreapta măsură și să ascultăm înainte de a emite păreri. Sunt atâtea cuvinte urâte, minciuni, jigniri, înjurături, amenințări. Cum le putem opri? Cu ce argumente oare? Ei bine, cu multă iubire, cu adevăr, cu frumos, bunătate, dreptate, lumină și educație, lista ar putea continua, pentru că aici intră și iertarea. Prejudecățile oamenilor și lupta împotriva lor e ca un maraton al vieții. În fiecare zi te va judeca cineva, în fiecare zi va trebui să-ți găsești curajul să faci mai mult pentru tine, antrenându-te să nu-ți pese de ceea ce cred ceilalți. Judecățile altora asupra noastră vorbesc despre temerile lor înainte de a vorbi despre eventuale greșeli. Invitatul de astăzi are viața închesuită într-un rucsac pe care îl poartă prin lume cu gândul tot la copilărie, tot la valorile de altădată și la ziua când va putea fi privit în ochi fără părtinire. Bine ai venit! Sărut mâinile și bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Cu mare plăcere, dragul nostru George, și o surpriză și pentru telespectatori și o introducere a emisiunii așa cum cred eu că ți se potrivește. Plecând de la ea, aș vrea să te întreb de ce copilăria, ce ți-aduce aminte de copilărie și cum era George Craioveanu atunci când era mic? Copilăria mea a fost frumoasă. Pe malul Jiului, într-un sat frumos, cu oameni buni, cu oameni simpli. Eu vin dintr-o familie cu niște necazuri în trecut, având 4 ani și jumătate, tatăl meu a murit într-un accident stupid de motocicletă și de atunci viața mea s-a schimbat. Am trăit alături de bunica mea, de mama tatălui meu, și pot să spun că viața mea, copilăria mea a fost pe ulițele satului. Aș vrea să ne oprim puțin la acest incident nefericit care va schimba poate viața și destinul, moartea tatălui. Spuneați puțin mai devreme că aveați vârsta de 4 ani și jumătate când l-ați pierdut. Așa este. Cum vi-l amintiți pe tatăl? Păi asta e că nu mi-l amintesc foarte bine decât ce-l văd în fotografii, știu din fotografii. Nu erau pe atunci camere de filmat așa, să le ai acasă. Și a fost o traumă pentru că el a murit la 26 de ani și eu și sora mea eram foarte mici. Sora mea avea un an și 7 luni și eu 4 ani și jumătate, cum am spus. Și a fost singur la părinți și bunica mea a trebuit să mă crească așa cum a știut ea mai bine. Ce vă spunea despre dumnealui în momentul în care o întrebați? A trecut timpul și normal că mi-am pus întrebări, netrăind în casă cu un model masculin. Doar mama mea, care locuia în Craiova, și ea a rămas cu traume de la acel accident, pentru că amândoi au fost în acel accident. Și mai târziu am descoperit, pentru că la nunta lui și el a cântat, avea voce și el și mama mea, oameni simpli, oameni deosebiți, oameni care au muncit, dar așa a fost destinul lui tragic. Cum vă amintiți copilăria pe ulițele unde era satul bunicii? Copilăria am petrecut-o, este o comună Gângeva, lângă Craiova, și acolo noi avem bâlciul satului, avem hora satului. Pe timpuri mergeam de Sfintele Paști sau de Crăciun. Aveam colinde, era totul frumos, totul tradițional. Ceva de excepție, pot să spun. Niciodată n-o să mai trăiesc clipele din acea vreme. Bunica mea mă lua peste tot cu ea, eu fiind singurul nepot acolo la sat. Dacă mergea la o mormântare sau dacă mergea la muncă sau dacă mergea undeva privat la cineva acasă. Și eu ascultam și vedeam lumea cu alți ochi.
vedeam oamenii care uneori își exprimau mila față de noi, copiii rămași fără tată, și nu înțelegeam, dar acum îmi dau și eu seama, la vârsta care sunt, că într-adevăr a fost o traumă în viața mea. Adică blocajele din copilărie s-au regăsit cumva în dumneavoastră devenind adult? Oarecum, sigur că da. Știți cum orice bărbat se formează având în casă un model masculin, orice bărbat trecând prin viața asta trebuie să discute și cu un astfel de, ca de la bărbat la bărbat. Eu n-am avut această șansă, nici măcar un unchi, nimic, pentru că tata a fost singur la părinți. Mama dumneavoastră s-a recăsătorit după pierderea tatălui, da, respectiva soțului dumnei. Da, mama mea a avut o altă relație, dar aș vrea să nu intrăm în acest amănunt, pentru că pentru mine personal contează mai mult viața mea trăită alături de bunica mea și atât. Am înțeles. Și vă respect decizia, mulțumesc, mai ales că ne-ați adus asta la cunoștință. Aș vrea să vă întreb dacă bunica dumneavoastră ați simțit că vă suplinește, să zic așa, golul pe care l-ați avut, fie de lipsa paternă, fie că, iată, nu am abordat subiectul și nici nu am vorbit sau să insistăm chiar și pe partea maternă, dacă doriți. Da, ea săraca a încercat toate posibilitățile. Era o persoană micuță, minionă, dar cu un suflet de aur. Eu îi spun o față iconografică. Românca aceea de la țară, cu baticul negru și cernită, după moartea copilului ei, și care a mai îndurat încă o traumă, soțul ei murind tot într-un accident, deci bunicul meu, moare la câțiva ani tot într-un accident, dar de data asta dă o mașină în el cu bicicleta, el fiind pe bicicletă, și toate s-au ținut lanț o perioadă, dar a fost o femeie puternică, o femeie care a încercat să mă ajute, o femeie care și-a dorit să fiu un copil bun, să fiu educat, atât cât putea dumnea ei și cât știa să mă educe. Da, pot să spun că a fost o persoană minunată din viața mea și n-am să o uit niciodată. Vorbiți la trecut de dânsa, da, când ați este. Pierdut-o. Sunt 12 ani de când a murit. A trecut la Domn și Dumnezeu să-i odihnească pe toți. Simțiți că aveți acum o înălțare spirituală și o mai mare încredere în propria persoană, chiar dacă ați avut parte de asemenea încercări? Ați avut credință în Dumnezeu? În fiecare om și în fiecare suflet de pe pământ există acea neghină, acel bob de grâu, partea bună și partea rea, sau mai puțin bună. În fiecare dintre noi, în sufletele noastre, există fărâma aceea de credință pe care eu am moștenit-o de acolo, din vatra satului, pentru că oricum, de mic am fost dus de mână la biserică, pentru că bunica mea a luat calea bisericii. Dar cu toate astea, trecând prin viață, m-am format altfel, am crescut altfel, dar într-adevăr credința rămâne în sufletul meu. Aș vrea să îmi spuneți acum câte ceva și despre partea profesională. De unde ați moștenit talentul pentru muzică? Vreau să vă spun, și eu sunt foarte sincer și deschis. Talentul trebuie să vină de la Dumnezeu. Dacă nu ai voce, eu cred că nu ai ce căuta în niciun fel de domeniu de activitate, fie muzică populară, fie muzică ușoară. Dacă nu ești înzestrat de acolo de sus, eu nu cred că poți să performezi sau poți să ai una tu spre viața ta profesională de mai târziu. Eu am făcut Școala Populară de Artă de la Craiova, Grigore Gabrielescu, la clasa domnului profesor Ion Ferraru, și am avut și câțiva colegi care astăzi sunt nume în muzica populară,
Și am fost foarte fericit pentru că în școala populară de artă poți să înveți lucruri care te ajută pe viitor în cariera ta. Să poți să știi, să intri într-un ton, să poți cânta cu o formație profesionistă. Sunt lucruri care, de care noi depindem și de care nu ne putem lăsa. Surorile dumneavoastră au cochetat și ele cu partea aceasta muzicală? Nu, surorile mele nu. Surorile mele sunt fiecare cu familia și cu casa ei. Fiecare au copii, familie, sunt bine. Care au fost întâlnirile miraculoase care credeți că au contribuit la cariera pe care v-ați format-o până în prezent? Eu am cântat foarte mult timp, pe vremea aceea, în urmă cu mulți ani, prin restaurante, așa am început tot să cântăm. Am avut o colegă care m-a ajutat foarte mult, Doina Boierică, pot să-i spun și numele, și cu formația am cântat în diverse localuri prin Craiova. După care eu am încercat să merg la diferite concursuri și festivaluri, însă nu am reușit din cauza banilor, din cauza vieții de atunci. Dar eu sunt fericit, așa cum sunt acum. Nădăjduiesc că talentul și drumul tău în viață este cum ți-l croiești tu. Da, într-adevăr, am avut și parte de oameni care m-au ajutat, chiar colegul dumneavoastră de aici, care nu mai este nici el printre noi, Aurelian Preda, pentru că a lucrat și la un alt post, a lucrat și aici și el a fost unul dintre mediatorii și susținătorii mei de la vremea aceea, care m-a invitat prin emisiuni și promova diferiți soliști, începători, profesioniști, amatori și da, într-adevăr am avut susținere, da. Ați făcut sume mulțumitoare, să spun așa, din muzică sau a fost doar o pasiune? Bună întrebare. Adică ați făcut bani din muzică? Nu, nu am făcut bani din muzică niciodată. Ce am cântat la vremea aceea, banii care au fost s-au dus. În rest, nici n-am apucat să mai profesez în România pentru că eu am plecat de foarte multă vreme în afară și am cântat doar pentru sufletul meu și așa voi face în continuare, probabil. Dar dacă s-ar fi ivit ocazia să cântăm și pentru bani, de ce nu? Acum, uitându-vă în urmă, aș vrea să vă întreb ceva. Când ați simțit prima dată că sunteți altfel? Da, nu mai este un subiect sensibil pentru mine, pentru că vreau să știți, simțământul acesta îl ai în copilărie. Știți, cineva îmi spunea odată, ai grijă cum mergi, ai grijă cum te comporți, ai grijă ce gesturi faci, ai grijă să nu apari undeva. Nu, eu sunt altfel. Într-adevăr, pot să recunosc că niciodată nu am avut teama și frica de a-mi recunoaște identitatea sexuală, pot să-i spun așa, pentru că suntem într-un cadru deschis și, în plus, niciodată nu am vrut să fac un teatru din viața mea, nu am vrut să fiu ascuns, nu am vrut să-mi bat joc de viața nimănui, pentru că și eu puteam, ca alți artiști sau ca alți colegi, să intru într-o relație cu cineva și să joc un teatru ieftin care nu e de durată. Așa este. E foarte important faptul că ați fost o persoană asumată. Da. În momentul când îți asumi așa ceva, îți asumi și riscuri. Care au fost aceste riscuri despre care vorbiți? Păi, haideți să vă spun. În primul rând, noi suntem artiști, soliști. În lumea muzicii populare, tradiționale, este un subiect tabu să fii altfel, să ai parteneriat de viață cu un bărbat.
Pentru că noi cântăm la sate, la orașe, la evenimente, la bâlciuri, la târguri. Și normal, oamenii au altă viziune de familie, au altă, cum să vă spun, cum să mă exprim, să dea bine sau să spun adevărul, să mă fac înțeles, da. Familia tradițională în România, știm, se compune din mamă, tată și copil. Însă dacă ești altfel, ești privit și altfel. Ești judecat. Homofobia nu mai este de actualitate în Europa. Pentru că astăzi trăim în altă dimensiune. Astăzi oamenii pot să aleagă ceea ce vor și ceea ce este bine pentru ei. Și astăzi omul care își dorește să fie liber, trebuie să fie liber. Spuneați puțin mai devreme, domnul George, despre faptul că ați simțit asta încă din copilărie. Așa să dezvoltați puțin lucrul acesta. Că când ați simțit? Păi uite, chiar din școală, din școala primară, pot să spun, mergeam în excursii, simțeam că ceva este în regulă. În momentul când priveam băieții, era probabil altfel pentru mine. Nu eram atras de partea feminină, deși femeia o respect, o iubesc. Este metalonul nostru, este femeia este cea care ne dă viață. Dar se întâmplă să fim și altfel. Și să știți că uneori ai de suferit la modul de a te integra. Dar dacă reușești să treci de această barieră psihologică în care te afli și să susții punctul tău de vedere și să trăiești exact după bunul tău plac și să faci exact ceea ce tu-ți dorești, atunci vei reuși. Era confesată dorința dumneavoastră la vremea aceea sau afinitatea pe care o aveți pentru partea masculină? Da, eu culmea, am copilărit cu o fată de mic copil și chiar ea a fost prima care a aflat, cea mai bună prietena mea de la sat de acolo, Flori, și ei am spus prima dată, uite ce se întâmplă cu mine, nu știu ce se întâmplă, dacă e adevărat, pentru că deja aveam o vârstă, 16 ani, cred, prima oară când am vorbit despre asta, și ea a rămas șocată, a început să plângă, pentru că era un copil de la țară și ea și nu se aștepta să spun... V-a judecat atunci? Nu, niciodată, din contră, nu, niciodată, dar a fost șocant. A fost șocant că nu trăim în lumea de acum. Acum este mult mai simplu. Acum tinerii nici nu trebuie să se exprime, se vede pe ei. Dar atunci a fost un subiect tabu, într-adevăr. Ulterior, când a aflat mama vestea, cum a primit... Cum a primit-o? Mama mea a avut un bun simț extraordinar. Niciodată nu m-a întrebat, cel puțin, doar că mi-a spus, ai grijă să te ferești și să fii sănătos. Pentru că noi știm foarte bine că sunt și anumite riscuri, dar atât. Ce ați sfătui părinții sau cum credeți că ar putea să fi rezolvată această cauză? Da. Nu știu dacă sunt în măsură să dau un sfat, dar dacă tu îți iubești copilul și este creația ta și este lăsat de Dumnezeu să fie în familia ta, niciodată nu trebuie să îți renegi copilul. Este sângele tău, este carne din carnea ta. Și am văzut cazuri sociale extrem de grave în care copiii au fost maltratați, în care copiii au fost respinși, unii chiar uciși, îmi pare foarte rău să spun, dar s-au întâmplat și astfel de evenimente nefericite. Aș prefera să spun părinților de mici să lucreze cu ei, să-i ducă în comunități, tatăl să fie mult mai apropiat
de băiat, dacă este în cazul băieților, că despre ei vorbim, și să fie fericiți așa cum le-a lăsat Dumnezeu copilul. Pentru că nimeni nu-ți poate dărui un alt copil și dacă Dumnezeu a făcut ca destinul tău să fie ăsta, atunci trebuie să mergi mai departe, să-ți iubești comoara ta de copil așa cum l-ai primit. Credeți că și aici, în cazurile acestea, este vorba de destin? Da. Este vorba de destin pentru că nu alegi tu să fii altfel și ești ales să fii altfel. Gândiți-vă că a juca teatru sau a face din viața ta viața altuia calvar este foarte simplu. Și eu puteam să-mi găsesc pe cineva, o domnișoară, o doamnă, și să intru într-o relație, pentru că nu scrie nimic pe mine dacă merg pe stradă. Dar nu am vrut să stric viața nimănui și nici să-mi stric viața mea și nici viața celor care puteau să vină după mine. Atunci pentru mine a fost cel mai simplu să-mi trăiesc viața exact cum îmi place, să fac exact ceea ce simt și mă bucur că m-ați întrebat acest lucru și mă bucur că m-ați invitat, pentru că eu cred că poate fi o lecție de viață pentru tânăra generație care este introvertită, copii care, cărora le este frică să spună ce simt, părinți cărora le este frică să discute cu alți părinți, și generația nouă are nevoie de așa ceva, pentru că noi existăm. Când ați simțit prima dată respingerea societății? Sunt mulți ani de atunci. Numai că am avut norocul și șansa să plec imediat. De aceea nici nu am putut să mai activez în această frumoasă meserie de a cânta, pentru că este un dar de la Dumnezeu să cânți. Și am hotărât să plec. Am hotărât să plec și să las totul în urmă. Și gândindu-mă că nu o să mai fiu judecat, gândindu-mă că oamenii o să mă privească altfel, că nu mai am contact cu lumea de aici, că nu mai am contact cu prietenii, că nu mai am contact cu familia și o să fiu un om liber într-o altă dimensiune, într-o altă țară și într-o altă generație. De ce altă profesie aveți în paralel cu aceasta de artist, pe care, după cum ați spus, ați întrerupt-o pentru o perioadă de timp? Da, eu am făcut o școală la Râmnicu Vâlcea de bucătar-ospătar. Era o școală profesională, zic eu, bună la vremea aceea și nu am putut să mai lucrez în România, de fapt nici nu m-am angajat, pentru că am și plecat după stagiu militar, că am făcut stagiu militar în România, aici la București, la jandarmi, am și plecat în afară. Și ați profesat acolo? Nu am profesat acolo. Acolo am încercat doar să cânt. Acolo am reușit să găsesc un suflet care să mă înțeleagă, un cetățean neamț. Am stat o perioadă. Acum nu mai sunt cu acea persoană. Dar am învățat că se poate trăi și altfel. Regretatului nostru coleg Aurelian Preda, spuneați puțin mai devreme că v-a susținut în tot, v-a ajutat ca artist și v-a promovat chiar și pe celelalte posturi de televiziune. Așa este. Era un suflet foarte bun și un om căruia îi puteai spune orice. Da. I-ați confesat lucrurile astea? Da, din prima clipă, pentru că vreau să vă spun ceva, ceea ce dumneavoastră nu o să înțelegeți. Noi între noi ne cunoaștem, noi între noi ne simțim. Vorbesc de noi, cei care sunt da, ca mine, da? Da. Am avut curajul pentru că Aurelian, făcând și el parte din oamenii pe care eu îi știam, ulterior a venit la Viena cu problemele de sănătate și atunci relația noastră de prietenie a fost din ce în ce mai profundă. Atunci am aflat și de ce nu s-a putut
să fiu ajutat aici în România. Atunci am aflat și de unele răutăți din muzica populară, dintre colegii noștri, doar că nu vreau să expun așa ceva, nu-mi doresc să fac așa ceva și nici nu e frumos să vorbesc despre asta. Înțeleg, însă încrederea, iată că i-ați dovedit-o. Dar când ați luat rucsacul în spate și ați considerat că trebuie să plecați? Și ați plecat cu gândul de a reveni în România? Nu. Am știut de la început că o să plec. Aveam 21 de ani când am plecat și de atunci nu m-am mai întors niciodată, decât foarte rar în micile vacanțe sau dacă a trebuit să rezolv ceva urgent în România. Însă, uitându-mă în urmă, privesc așa cu nostalgie că România nu s-a schimbat. România a rămas la fel. Oamenii au rămas la fel. Oamenii satului sunt la fel de ponosiți, la fel de necăjiți și uneori la fel de triști. Este păcat că nu evoluăm, este păcat că nu avem acea gândire sănătoasă și nu putem să explicăm adevărul și celorlalți care ne pun întrebări. Pentru că este foarte simplu să judeci, dar este foarte greu să trăiești. Spuneați puțin mai devreme că ideea de familie și familia tradițională e formată din mamă, tată și copii. Ați avut vreodată sentimentul sau dorința de a deveni tată? Păi în fiecare om, în sufletul fiecăruia, se înfiripă o astfel de întrebare, să spun. Da, doar că eu am fost conștient de ceea ce sunt și ceea ce simt și atunci nu a fost așa o tragedie. Am nepoți, am mulțumesc. Deci nu sunt singur. Doar că, într-adevăr, a avea propria ta familie este un lucru deosebit. Dar sunt și oameni care nu au copilași și sunt singuri o viață. Dacă ar fi să vă întreb de regrete, care ar fi acelea? Regretele pe care le aveți? Dacă ar fi să am un regret, regretul cel mai mare ar fi că nu am putut să-mi ajut mai mult familia și nu am stat mai mult lângă bunica mea. Și cam atât dacă ar fi de regrete personale. În rest, nu am mari regrete, nu am făcut în viața mea lucruri de care să-mi fie rușine sau lucruri foarte grave, decât port această vină că sunt mai deosebit. Și lucruri binecuvântătoare? Dacă ar fi să-i mulțumesc cuiva, i-aș mulțumi lui Dumnezeu că m-a lăsat așa cum sunt, că sunt sănătos, că mă pot uita înainte și pot privi lumea cu alt ochi și că m-a ajutat să nu judec cu oamenii. Adică v-ați simțit binecuvântat cu toate acestea? Da. Dar de unde credeți că v-a venit această conștientizare, dacă vezi, despre viață sau despre acceptare? Păi, vedeți dumneavoastră, în momentul când ești lovit din multe unghiuri, tu, ca om, ai resentimente față de ceilalți. Doar că în momentul când tu îți iubești aproapele tău și fără reproș, nu întorci cu aceeași monedă răutatea, atunci ești un om fericit, atunci ești un om împlinit și reușești să te delimitezi de lucruri care ar putea să-ți facă rău în viața ta privată. Și am hotărât să fiu un om simplu, cum am fost, și să nu dau curs răutăților sau bârfelor sau lucrurilor rele care se spun despre mine.
cel puțin la noi, este vorba de familie tradițională și despre valorile tradiționale. Spuneți-mi, cum sunt privite lucrurile acestea în străinătate, în locurile pe unde dumneavoastră ați umblat? Păi, cum să vă spun, am răsuflat așa ușurat. Oamenii nu se judecă între ei, una la mână, nu se privesc altfel. Dacă ieși pe stradă, în Germania sau în Austria, poți vedea două persoane de același sex, ținându-se de mână, exprimându-și dragostea și iubirea, dar nu la modul vulgar. Și nimeni nu are nimic cu nimeni. Pentru acest lucru și pentru acest fapt, am hotărât să fiu departe de casă, să fiu acceptat. Asta ar fi o dorință a dumneavoastră? Da, în sufletul meu se regăsește teama aceasta, pentru că niciodată nu putem să fim iubiți de toată lumea sau plăcuți de toată lumea. Ca peste tot, ca și în muzică, ca și în pictură, deci sunt lucruri care îți plac și care nu-ți plac. Tu poți alegi. Dar, într-adevăr, a fi acceptat este un mare lucru. Sunteți conservator? Ați avut o relație serioasă cu persoana pe care ați întâlnit-o și ați considerat-o potrivită sufletului și inimii? De obicei, nu mă bag cu capul înainte. Îmi caut pe cineva cu care să conviețuiesc. Eu sunt de modă veche, îmi place să locuiesc cu cineva. Îmi place să-mi împart viața cu un partener care să-mi ofere stabilitate emoțională și să am așa un echilibru. Dar, într-adevăr, este bine să fii cu cineva, să nu fii singur. Vă oferă o liniște sufletească și interioară. E adevărat. Să fii cu cineva este un lucru deosebit, să te înțeleagă așa cum ești tu, să te iubească așa cum ești tu, să-ți împarți clipele și de fericire și de necaz împreună și tot ce înseamnă viață. Cum vă vedeți în următorii 10 ani, domnul George? Eu mă văd la fel de liniștit, mă văd un om împlinit sufletește, care a plecat cu gândul să își trăiască viața așa cum îi place. V-a afectat sau nu perioada aceasta a pandemiei? Da, ne-a afectat pe toți perioada aceasta a pandemiei, pentru că eu, chiar dacă nu activez în România ca și solist vocal, doar vin în emisiuni și sunt invitat. Noi acolo, la Viena, avem un restaurant sârbo-român, unde și eu colaborez cu instrumentiști din Serbia și din România, unde cântam, unde aveam activitate, unde ne câștigam și noi traiul de zi cu zi. Dar acum, într-adevăr, am fost și noi afectați. Sperăm că din luna iunie să ne reluăm activitatea. Cu cine țineți legătura încă de aici, din România? Mama? Sau? Da, cu familia mea, cu mama mea, care este la Craiova, surorile mele, nepoții și atât. Nu am foarte mulți. Nu cred că aveți nimic, așa cum a spus puțin mai devreme, dar ați ajuns la vârsta la care considerați că trebuie și dumneavoastră să vă ajutați mama? Da, consider că da. Mama mea este un om deosebit, un om care a muncit pe vremea ex-comunistă și noi știm ce pensie au părinții și bunicii noștri. Da, consider că da. Dacă ar fi să îi aduceți ceva în folosul unei bătrâneți ușoare, ce credeți că, cu ce ați putea să o faceți fericită? Sau ce credeți că îi lipsește? Nu îi lipsește nimic. Aș vrea doar să fie sănătoasă,
Aș vrea doar să ne trăiască și să fie alături de noi mulți ani și să mă bucur și eu de dânsa atâta timp cât sunt în România. De câte ori pe an veniți în România și o vizitați? Să știți că eu vin foarte rar în România. Am perioade foarte scurte. V-am spus, vin doar cu treburi excepționale. Și de câteva ori pe an. De câteva ori pe an. V-ar fi plăcut să petreceți mai mult timp cu dumneii? Sigur că da. Vă vizitează în Viena? Nu, mama mea a rămas de la accident cu o problemă la genunchi și se deplasează bine, dar este obositor pentru mama. Dar pe viitor este posibil să vină. Aveți oameni sau mai mult spus prieteni cărora le puteți împărtăși din secretele dumneavoastră? Am puțin, dar bun. Pentru că eu sunt un om deschis, nu știu ce s-ar mai putea afla despre mine. Ați avut și dezamăgiri? Am avut și dezamăgiri. Orice om trăiește în viața lui și dezamăgiri. Prieteni care v-au trădat? Da, au fost și prieteni care m-au trădat. Doar că, știți proverbul românesc? Orice șut în spate este un pas înainte. Proverbul care de altfel v-a motivat. Da. Aurelian, colegul nostru, regretatul artist, a fost unul din prietenii despre care spuneați? Aurelian pe care v-ați putut baza și ați împărtășit și momente deosebite împreună? Aurelian Preda, fie iertat, acolo unde este, a fost unul dintre cei mai buni prieteni și cei mai apropiați. Chiar dacă eu nu sunt în lumina reflectoarelor din România așa des, eu știu foarte multe din lumea muzicii populare, pentru că am fost unul dintre prietenii lui de suflet, foarte apropiat, pot să spun că ne confesam și ne completam. A fost un băiat deosebit, un caracter foarte bun și un om care ajuta la rândul lui foarte mult. Foarte mulți soliști care noi știm și care apar au fost lansați, rampa lor de lansare a fost Aurelian Preda. Adică crease cumva un grup sau o familie. Da, așa este, pentru că pe atunci nu erau decât două, trei emisiuni și se știa cine sunt prezentatorii de la acele emisiuni și, normal, noi știm că lucrează o echipă în spate într-o emisiune, dar omul din fața camerelor este prezentatorul. Și normal că și-a făcut prieteni, și-a făcut și dușmani, dar eu cred că dacă ar fi trăit Aurelian Preda, ar fi fost foarte fericit să-și cunoască prietenii adevărați în realitate, pentru că el îmi spunea, mă întâlnesc față în față cu mulți dintre ei, știu că mă urăsc, dar îi accept. Oare e și acesta un examen al vieții pe care mulți dintre noi îl dăm? Este, pentru că a da mâna cu dușmanul tău sau a da mâna cu persoane care nu te plac și tu să poți zâmbi și tu să poți răspunde frumos și nu cu aceeași monedă, este mare lucru. Trădarea, minciuna, neadevărul și oamenii care tu pui bază, la un moment dat te trădează, te mint și atunci ești dezamăgit. Au fost oameni în preajma lui Aurelian care l-au dezamăgit și foarte l-au trădat? Foarte mulți, foarte mulți. Da. Și de ce oare, dacă totuși spuneam despre bunătate și prietenia și ajutorul pe care el l-a acordat? Pentru că, vedeți dumneavoastră, în lumea artistică există un interes. Interesul de a-ți fi bine, interesul de a apărea, interesul de a fi în față, de a urca undeva, de a ajunge cineva în folclorul românesc.
pentru că nu vreau să jignesc pe nimeni, dar sunt multe voci care nu au ce căuta în muzica populară. Care era, dacă ne puteți spune, bineînțeles, durerea lui cea mai mare? Durerea lui cea mai mare a fost din interiorul lui, pentru că și-a dat seama că nu mai este nimic de făcut și că este un om bolnav, vizibil bolnav, și trăirile lui care au fost ascunse și care ar fi vrut la un moment dat să le scrie undeva și să spună totul așa, cu o degajare de care el deborda. Văd în ochii dumneavoastră totuși afecțiunea pe care ați simțit-o pentru Aurelian. Da, gândiți-vă că eu am fost singurul om alături de un mare artist care a decedat într-un spital din Viena, el având foarte multe cunoștințe, da, în muzica populară și foarte mulți colegi și foarte mulți oameni care i-a ajutat. Și văzându-mă acolo singur, cu el întins, să-l îmbraci, să-l pregătești pentru România, a fost pentru mine așa un șoc, pot să spun. Și m-aș fi gândit ca oamenii care l-au cunoscut și familia lui să fie recunoscători față de mine. Și să înțeleg că ați primit judecăți? Da, pentru că uneori când spui adevărul sau adevărul doare și oamenii sunt concentrați mai mult pe ceea ce vor să audă cei de acasă și nu ceea ce este realitatea de față. Adică, înțelegeți ce vreau să spun. Să scoți în față doar ceea ce vrei să se știe despre tine. Dar care a fost omul pe care Aurelian l-a iubit cel mai mult și care l-a trădat? Eu nu pot să spun. Se știe în lumea muzicii populare care a fost persoana care a trăit foarte mulți ani lângă Aurelian Preda. Dar a fost o iubire interzisă, a fost o iubire care nu putea fi împărtășită. De pentru ce? Pentru că amândoi erau artiști și cunoscuți și dacă această explozie ar fi făcut valuri, este clar că în muzica populară nu ar mai fi avut atât de mult succes. Și cât e adevăr, cât este minciună din scandalul care a avut loc după moartea regretatului Aurelian Preda? Vă referiți la pasajul cu fiica lui Ana Maria, da, Preda? Da. Eu nu pot să știu cât adevăr și cât minciună, însă partea trăită de Aurelian Preda lângă persoana dragă lui este adevărată, pentru că eu știu asta și nu este o trădare, este un adevăr. Deci și colegii din muzica populară știu și toți cei care l-au înconjurat pe Aurelian Preda au știut. Și credeți că el și-ar fi dorit să mărturisească asta sau a vrut să țină? Cu siguranță da. Dacă ar fi trăit, avea de gând oricum să scoată la un moment dat o carte în care și-ar fi spus toată viața lui, pentru că oricum știa, mie îmi spunea, oricum știa că nu mai are mult de trăit. Să înțeleg că a murit cu acest regret, că nu și-a împărtășit, da, adevărul despre viața lui. Probabil că da, probabil că da. Dacă ar fi să retrăiți niște momente din viața dumneavoastră, care ar fi acelea? Eu aș vrea să-mi retrăiesc copilăria, ceea ce nu se mai poate. Să-mi mai văd odată bunica. Și cel mai mare regret al meu este că nu mi-am cunoscut niciodată tatăl.
Spuneați totuși că la 4 ani și jumătate ai dumneavoastră avut accidentul acesta tragic, loc în care v-ați pierdut tatăl. Dar până la vârsta aceea nu ați petrecut timp cu dumnealui? Ba da, da, nu am amintiri, eram prea mic, nu mi-aduc aminte. Sunt copii poate care își-aduc aminte, eu nu mi-aduc aminte multe lucruri. Nu-l știu, nu știu chipul live, real, decât foarte vag. Cu atât mai mult să vă întreb despre surori care spuneați că nu. Era sora mult mai mică decât dumneavoastră. Sora mult mai mică, da. Foarte mică. V-ați fi dorit să aveți alt curs al vieții? Nu, pentru că Dumnezeu hotărăște drumul tău, crucea ta și destinul tău. Mulțumește-te cu ce ai, mulțumește-te cu ce-ți dă Dumnezeu și mulțumește-te că ești sănătos. Dacă ne uităm în urmă, sunt oameni care nu văd, care nu aud, care nu merg. Dacă noi, care suntem sănătoși, ne plângem, ce pot să mai facă ceilalți? Care ar fi un moment de tristețe și de suferință maximă pe care l-ați trăit în trecut? Cea mai mare suferință a mea se leagă tot de bunica mea, moartea bunicii mele, atât. V-a afectat foarte mult. Foarte mult. Pot să spun că a fost o traumă sufletească pentru mine. Mi-am iubit bunica foarte mult și este îngerul meu păzitor. O întrebare aș vrea să vă mai pun. Se spune foarte des că lucrurile acestea vis-a-vis de orientarea pe care dumneavoastră v-ați asumat-o se trag oarecum și din copilărie sau din lipsa părții paterne sau din alte traume cu care se întâlnesc adulții, copii în trecut, de altfel. Credeți că este adevărat sau ne naștem cu asta? Nu neapărat. Eu cred că vine din interiorul tău, din simțământul tău. E adevărat că dacă nu ai, cum am mai spus, dacă nu ai un model masculin, este posibil să fie și asta un punct de legătură, dar nu. Așa te naști. Când spuneți să nu fie un model masculin, vă referiți la pierderea persoanei, tatălui da, și nu da, a... Da, la pierderea tatălui, sigur că da, modelul masculin din viața oricărui bărbat, sigur. Doar că nu este clarificată oficial această ipoteză, numai că așa ești construit, așa ești tu. Dacă în România exista acceptarea, aveați în plan să părăsiți țara și să plecați în alt loc din această lume? Nu aș pleca niciodată, îmi iubesc foarte mult țara, cu atât mai mult cântând muzică populară, iubesc tradițiile, iubesc lumea satului, eu vin dintr-un sat frumos, chiar dacă mama mea stă în Craiova, eu mai mult am copilărit acolo la sat, dar nu aș pleca niciodată. Pentru că nu poți să fii iubit sau aclamat sau cum vreți dumneavoastră într-o țară străină. Locul tău este de unde te tragi, de unde vii, de unde ai văzut lumina zilei. Au fost momente în care nu aveți încredere în propria persoană? Nu au fost momente să nu am încredere în propria persoană, pentru că am fost foarte bine stabil psihic, am știut de la început ce se întâmplă cu mine. Nu am avut nevoie de doctor, nu am avut nevoie de psiholog, am avut nevoie doar de libertate, să trăiesc exact cum îmi place, atât. Și ați întâlnit-o atunci când v-ați decis să plecați din țară? Am întâlnit-o cu mult mai devreme, dar hotărârea de a pleca a fost acest scop, de a fi liber. Când ați plâns ultima dată și de ce? Păi plângem mereu. De dorul de casă, de dorul de părinți, de dorul de frați, de locurile unde ai trăit. Sunt mereu aspecte ale vieții când poți să lăcrimezi, dar cel mai rău și cel mai dureros este atunci când ești lovit de oameni. Puteți să ne dați un exemplu de o traumă din aceasta pe care o aveți vis-a-vis de oameni? Nu am nicio traumă. Dar la momentul actual. Actual. În trecut. Dar în trecut, da. Pentru că cel mai tare și cel mai afectat ești
momentul când rudele tale de sânge, familia, frații ar spune ceva urât despre tine, nu te-ar deranja nimic mai mult decât acest aspect. Oamenii care sunt lângă tine, prieteni, cunoștințe, poți trece foarte ușor cu vederea sau poți să nu iei în considerare, dar când este vorba despre familia ta, despre oamenii cu care ai trăit și ai împărțit ceva, atunci devine într-adevăr o problemă. Este dureros să-ți întoarcă apropiații spatele, am spus deja. Vi s-a întâmplat și dumneavoastră să... Uneori da. Uneori da. Am simțit, nu o răutate, o distanțare. Am simțit o distanțare, dar cu timpul s-au rezolvat și uite că mergem înainte. Dumneavoastră ați dezamăgit? Am dezamăgit și eu, la rândul meu, sigur că da. Nimeni nu-i perfect. Toți avem apucăturile noastre, greșelile noastre, dar nu într-un mod abuziv și nu într-un mod în care să fac pe cineva să sufere atât de mult. Niciodată. Când simțiți că e cazul să vă purificați sufletul, să vă descărcați de energia negativă și cui faceți mărturisirile pentru a vă simți liniștit? Am un grup de prieteni la Viena, cu care și regretatul Aurelian Preda era prieten. Și acolo, în grupul acesta, vorbim, ne povestim necazurile, bucuriile și, într-adevăr, acolo, între noi, povestim și ne descărcăm anumite emoții. Ce înseamnă singurătatea pentru dumneavoastră? O priviți ca pe o acceptare sau este o resemnare? Și una și cealaltă. Pentru că sunt momente când nu-ți dorești să fii singur, sunt momente când nu-ți dorești să te bați doar tu cu tine și sunt momente când este foarte dificil să fii doar tu în anumite situații. Care este ideea de fericire pământească pentru dumneavoastră? Ideea de a fi fericit și împlinit trebuie să trăiești cu gândul că poate fi mai rău. Și dacă tu, în sufletul tău și în inima ta, consideri că ești un om acceptat, un om iubit și un om care știe să dăruiască și altora din ce ai tu, atunci ești fericit și împlinit. Care este cea mai mare teamă a dumneavoastră? Teama de accident. Adică să înțeleg că o priviți ca pe o istorie repetată în familia dumneavoastră? Nu aș accepta o moarte stupidă. Aș vrea să fie ceva natural, dacă s-ar întâmpla. Asta ar fi lucru care ar fi pentru mine un dezastru. Există viață după viață? Există. Există. Pentru că noi suntem, cum am mai spus și repet, un popor ortodox. Noi am fost duși de mici la biserici. Noi știm creatorul nostru. Și știm foarte bine că în momentul când plecăm în lumea celor drepți, trăim viață veșnică, dacă o merităm. Există reîncarnare, că se tot discută subiectul? Nu. Există doar viață veșnică, acolo unde Dumnezeu alege pentru tine, cu drepții, sau în partea cealaltă. Cel mai mare dușman al nostru este timpul. Considerați că ați fi putut face mai mult pentru dumneavoastră sau pentru cei de lângă dumneavoastră? Cu siguranță. Cu siguranță. Niciodată nu este prea mult. Niciodată nu este prea mult să dai un sfat sau să ajuți pe cineva sau să fii alături de cineva sau iubește-ți aproapele. Eu cred că asta e cel mai bine.
ca pe tine însuți. Aveți dreptate. Sunt oameni perfecți sau credeți în oameni perfecți? Nu există așa ceva. Vă considerați un om care are și defecte? Foarte multe defecte. Care ar fi acestea? Păi, dacă ar fi să vorbesc despre mine, ar trebui în mod normal să vorbesc și să spun numai lucruri bune, da? Păi sunt negativist, sunt uneori accept prea multe lucruri care nu ar trebui să le accept. Vine asta din bunătate? Vine și din bunătate, să știți. Și din cultura ta, din viața pe care ai trăit-o, probabil și din traumele vieții. În momentul bullying-ul, știm ce înseamnă. Pe înțelesul celor de acasă, cei care fac mișto sau da. Denigrează oamenii. Anumite persoane, da. Pentru că sunt anumite persoane care sunt mai grăsuțe, alții au alte orientări, alții au așa defecte și atunci este normal să fii traumatizat psihic, fizic, Doamne ferește, și normal că dintre toate frustrările acestea trebuie să-ți faci loc în viața ta de bunătate și să nu răspunzi oamenilor cu aceeași monedă. Probabil unii se consideră foarte mulțumiți și satisfăcuți să facă asta cu persoanele, propriile persoane. Dar să știți că nu sunt fericiți. Oamenii care fac rău sau oamenii care gândesc rău despre alții, uită că avem aceeași creator, uită că sunt la fel ca noi, uită că avem același sânge și în plus de asta suntem egali în fața lui Dumnezeu toți. Se arată a fi fericit totuși, în ciuda faptului că viața nu îi răsplătește pe măsură. Stați puțin să vedem până unde va merge. Credeți că pe acest pământ, până în momentul în care plecăm, trecem în neființă, toate le plătim aici? Nu plătim nimic aici. Totul plătim acolo sus. Aici este doar un pasaj din viața noastră. Noi oricum suntem ca frunzele în vânt și oricând putem pleca din lumea aceasta, la 20 de ani, la 30 de ani, la 40, când Dumnezeu hotărăște. Sunteți unul dintre acei oameni care a ales să-și lase jos masca și să devină paradoxal mai special, într-o lume în care nu i-a oferit prea multe șanse. Care credeți că ar fi șansele pe care vi le va mai da viața vreodată? Șanse nu mai sunt. Deja am 40 plus. Mulți înainte. Mulțumesc la fel, cu sănătate. Mă întrebați de așteptări, nu? Dacă am așteptări. Nu am nicio așteptare. Singurul sens al vieții este să fii sănătos și să te ghidezi exact după ceea ce tu simți. Punct. Nu există niciodată teama de oameni, frica, gelozia, nebunia și ar mai fi lista continuă. Trebuie să fii drept, să fii demn, să-ți recunoști greșelile, păcatele. Dacă ar fi să gândesc acum, la acest moment, să spun cu adevărat ce mi-ar place să fie în viitorul meu, ar fi doar să fiu sănătos și să trăiesc exact cum mi-am propus. Printr-un exercițiu de imaginație, aș vrea să vă mai întreb dacă s-ar putea schimba ceva în această lume în care trăim acum și considerați că în ani va interveni și acceptarea chiar în ținutul acesta de care vă e drag și în care ați copilărit? Deja văd că se fac pași pentru că oamenii acum sunt inteligenți, generația care vine după noi, copiii aceștia frumoși și tineri, care au acces la informație, care au acces la tot ce se întâmplă pe glob.
deja sunt deschiși, deja au o altă deschidere și o altă mentalitate. Nu mai trăiesc ca în vremurile primitive, când ceva se întâmpla și trebuia să iei piatra să-l lovești pe celălalt sau totul se pleca de la bâtă. Acum oamenii privesc altfel de lucrurile și mă gândesc că și România va fi o schimbare. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi la Folclorul sub lupă și în încheierea emisiunii aș mai avea o singură întrebare. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord că iubirea nu are sex, dar are drepturi. Da, este foarte adevărat ce spuneți. Are și drepturi și iubirea este iubire sub orice formă. Am uitat totuși să specific, pentru că suntem la final, nu trebuie să privim niciodată viața de parteneriat doar sexual. Trebuie să privim viața exact cu trăiri, cu impresii și cu tot ce ține de noi. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru cei de acasă, acum în încheierea emisiunii, dragilor, să mai îmbătrânim puțin lângă cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere, dragii mei!